Salut! Eu sunt Corneliu și astăzi discutăm despre noua generație de terminale mobile de la Zebra, TC53-TC58. Seria TC53-TC58 sunt terminale mobile în care Zebra a înglobat tehnologie de ultimă generație, oferind utilizatorilor un device care răspunde oricăror provocări. Conexiune 5G, Wi-Fi 6E, un display Full HD de 6 inch cu o luminozitate excepțională, un procesor nou de la Qualcomm de 2,7 GHz octa-core, 4 sau 8 GB memorie RAM, 64 de GB sau 128 memorie flash. Dacă discutăm de procesor, acesta a fost îmbunătățit cu aproape 90% față de modelele anterioare, iar dacă discutăm de unitatea de procesare grafică, aceasta este mai rapidă cu 400%. Și asta pentru că un astfel de device în zilele noastre nu mai rulează doar o singură aplicație. De aceea are nevoie de resurse speciale și dedicate. Designul este în întregime unul nou, avem pe lateral cele două butoane prin care activăm scannerul, interfață USB Type-C, posibilitatea de montare a unui hand strap, conexiunile pentru pistol grip sau RFID reader și o cameră nouă de 16 megapixeli care se mișcă extraordinar de bine și la scanarea codurilor de bar. Avem 3 microfoane, astfel atunci când folosim funcția de push-to-talk, indiferent de unde vorbim, sunetul să fie clar. Haideți să testăm camera de 16 megapixeli să vedem cât de repede se pot scana codurile de bare cu aceasta. Scanarea este aproape instantă. Ca să vă dați seama, o să încerc să focusez într-o altă zonă în care nu este codul de bare. Imediat cum ajunge camera în zona codului de bare, acesta este imediat scanat. Dar să vedem cât de repede se mișcă și scannerul. Foarte, foarte rapid. Și din unghiuri destul de dificile. Două tipuri de baterie de 4400 de mAh și 6600 de mAh cu funcția de hot swap. Ce înseamnă hot swap? Dacă bateria este pe terminate și vrem să o schimbăm cu una nouă, nu trebuie să oprim device-ul. Folosim funcția de hot swap și punem altă baterie fără a opri terminalul mobil. Haideți să testăm împreună această funcționalitate. Pe terminalul mobil folosim funcția de swap battery, citim instrucțiunile, understand and proceed. În momentul în care s-a stins LED-ul roșu, pot să scot bateria și să o înlocuiesc cu una încărcată. Am scos bateria. Am pus una nouă încărcată și device-ul este up and running. Astfel, nu trebuie să închid sau să mă deloghez de pe aplicațiile pe care le utilizez la momentul respectiv. Ca și aplicabilitate, îl putem utiliza in-store pentru verificarea stocului sau inventariere și, de ce nu, chiar și pentru vânzare, acesta putând accepta plăți cu cardul contactless. Modelul cu 5G poate fi utilizat pe teren pentru livrări, servicii, utilități, iar camera de 16 megapixeli oferă imagini clare atunci când avem nevoie de un proof of delivery. Poate fi utilizat și în depozite, atașându-i exoscheletul de protecție, acesta poate să reziste la căderi pe beton de la 1,5 metri. Motorul de scanare standard este un SE4720, însă există și un motor de scanare superior SE55 cu IntelliFocus care poate scana și de aproape, dar și de la distanță. De asemenea, modelul premium poate dimensiona colete fiind Certified Mobile Parcel. Abia aștept să-l primesc în teste, să vedem cât de bine merge această funcționalitate. Dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi informații din domeniul de retail sau logistică, apasă butonul de subscribe la canalul nostru de YouTube.